47 din 68 de comercianți bihoreni au fost amendați de protecția consumatorilor pentru deficiențe. Aproape 70% dintre comercianții care vindeau produse la preț redus au fost depistați cu abateri de către comisarii de la protecția consumatorilor bihor. Acțiunea tematică de control s-a desfășurat la 68 de operatori economici, la 47 dintre aceștia fiind constatate abateri. Au fost încheiate 47 de procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost aplicate sancțiuni contravenției în valoare totală de 140.000 de lei. În timpul acțiunii tematice de control au fost constatate diferite abateri, lipsa informațiilor specifice privind vânzările cu preț redus, nerespectarea prevederilor privind exprimarea prețurilor produselor supuse vânzării cu preț redus, abateri de la modul de informare al consumatorilor privind caracteristicile produselor textile. Protecția Consumatorilor Bihor îi sfătuiește pe bihoreni să fie atenți la mai multe detalii atunci când achiziționează produse la preț redus. În primul rând, trebuie să fie atenți la încasare dacă se aplică reducerea de preț menționată pe etichetă sau la raft. În cadrul marilor magazine se poate verifica prețul produselor la cititoarele de coduri de bare. Cei care au nelămuriri pot solicita informații suplimentare.